2014 acest lucru a fost schimbat și astăzi un procuror uneori este salarizat mai prost decât un ofițer de urmărire penală, un ofițer de investigație și cu siguranță mai puțin decât un judecător. Iar el este cel care decide încetarea urmăririi penale, remiterea cauzei în instanță, administrarea probelor și așa mai departe. Este o chestie normală, prevăzută în toate țările, din, cel puțin din Uniunea Europeană și din spațiul chiar vecin nouă. Este o recomandare care este de către instituțiile internaționale promovate și este un lucru care a fost stabilit în concepția de reformă a Procuraturii, aprobată în anul 2014 prin lege de către Parlament. De la 1 ianuarie este implementată 100% grila de salarizare pentru judecători. Cam la cât o să ajungă salariul unui procuror? Pentru că, din câte știm, judecătorii au 15.000, 20.000 și 20.000. Deci salariul va fi, cel puțin în conceptul care există astăzi în proiect, este un anumit procent mai mic decât salariul judecătorilor în funcțiile respective. Va începe cu 90% din salariul judecătorului în funcție, la un salariu de procuror. Deci cu 10% cel puțin mai mic decât salariul judecătorului.